Bună ziua, bun găsit tuturor la Călătorii Geopolitice, la RFI. Invitatul acestei ediții este domnul Victor Ponta, fost prim-ministru al României, om politic și acum consilier onorific al președintelui Serbiei, Alexander Vucic. Bună ziua, domnule Ponta, mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, mulțumesc că aș fi vrut să fiu consilier onorific și al președintelui României, dar știți cum, nimeni nu-i profet în țara lui, nu mi-a cerut, mi cerut vreodată domnul Iohannis opinia. I-aș fi dat-o cu mare plăcere, dar ce să zic? V-am zis Mă întreabă toată lumea din jurul României ce se întâmplă în general. Din România, noi avem obiceiul prost să le știm pe toate și să nu întrebăm pe nimeni. Vă propun să începem călătoria noastră geopolitică la Belgrad? Lumea Balcanilor de Vest, o lume complicată cu o istorie violentă da. în ultimele două secole. Credeți că este posibilă o reconciliere uh, între popoarele? Balcanilor de vest dominate și măcinate de ură și de conflicte atâta timp? Da, categoric cred că este posibil și, de fapt, în ultimii ani, dincolo de anumite declarații și retorică, totuși, conflicte adevărate au fost evitate. Avem 20 de ani de pace? S-au făcut, da, s-au făcut niște pași importanți, au apărut niște personalități politice dintr-o altă generație, și aici mă refer nu doar la Vucic în Serbia, mă refer la Edirama în Albania la nou prim-ministru din Macedonia, oameni care, care sigur au anumite restricții, e foarte greu să uiți un trecut mai apropiat sau mai depărtat, dar care gândesc tot într-o direcție totuși pozitivă. Rolul Uniunii Europene nu întotdeauna foarte hotărâtă, dar oricum un rol pozitiv, Uh, și da, da, cred că se poate, dar mai e ceva ce vreau să spun: că suntem la RFI România. Da. Deci România ar trebui să joace un rol de 10 ori mai important. În primul rând pentru că este respectată și are prieteni în toate părțile. Eu îi consider prieteni personal și pe domnul Vucic și pe domnul Rama, dar am fost în țările din zonă și în, avem și în Slovenia și în Croația și în Bosnia. Deci în primul rând nu există niciun fel de respingere față de România. În al doilea rând avem un interes direct să nu mai avem noi granița Uniunii Europene. Vă dați seama în momentul în care Serbia, Balcanii de Vest vor intra în Uniunea Europeană, închidem o gaură acolo. Uh, în al treilea rând este un partener comercial care se, și un partener politic important. De ce nu mai facem nimic în ultimii ani? Uh, e o întrebare la care nu am răspuns, dar am un mare regret. În, a, în perioada interbelică se conturase, nu, înțelegerea balcanică, un sistem de alianțe foarte interesant și după 90... Și foarte bun. Și foarte bun, mai ales după 2008 și după 2012 au fost acele întâlniri între prim-ministrii și președinții, chiar României, Bulgariei, Greciei, Serbiei. Vedeți posibilă în cadrul Uniunii Europene o alianță a popărelor balcanice? Eu vorbesc despre un părere concret pe care l-am lansat și pe care, la care țin foarte mult și care sunt convins că la un moment dat va căpăta importanța pe care o merită. Vă aduceți aminte grupul de la Craiova. Am fost un pic și invidios pe grupul de la Visegrad, care sigur s-a format într-o altă perioadă istorică și care n-a cuprins România și nici nu va cuprinde România. Și atunci, având o relație și personală, și politică foarte bună, și cu premierul Bulgariei, și cu premierul Serbiei de, de atunci, uh, am ales Craiova, și cu o semnificație istorică, uite, să închid toate problemele. Tratatul de la Craiova, exact, de exemplu, unde am pierdut ca de Da, dar special am ales Craiova. Am zis, domnule, România uită de. nu uită, ci... Lasă la o parte trecutul, și alături de Bulgaria, o altă țară a Uniunii Europene, dar ca și noi, care nu e în Schengen, care e monitorizată prin NCV, și alături de Serbia, o țară care își dorește să intre în Uniunea Europeană, dar are probleme mai mult sau mai puțin asemănătoare cu noi, putem să facem un tip de grup care să-și promoveze interesele în modul în care își promovează cei de la Vișegrad. Am pornit proiectul, au avut loc câteva întâlniri, după aceea, după ce am plecat din funcție, au încetat aceste întâlniri, s-au reluat anul trecut, dacă nu mă înșel, chiar la Belgrad a fost întâlnirea, Următoarea întâlnire e programată la București, e, sigur e un pic ciudat că întotdeauna la București e altcineva care organizează, în timp ce în Bulgaria e tot Borisov, în Serbia e tot Vucic. la București întotdeauna e altcineva. Dar acest format, România, Bulgaria, Serbia și Grecia, dar Grecia e totuși un caz separat, poate ajuta România enorm de mult și ne poate crea nu doar vecini, dar parteneri și aliați importanți. Cândva România era o diriguitoare a afacerilor balcanice în anii 20 30 și chiar după 1913. Și a fost și în ultimii ani, să știți, pentru că, sigur, acum lucrurile mai se uită, dar cu Moldova în 2012-2014 am făcut lucruri care nu s-au făcut în 20 de ani cu Bulgaria, cu Serbia la fel, cu alte țări. 2016-17 a fost o perioadă în care, pe de o parte, majoritatea covârșitoare a întregii energii politice s-a consumat pe bătălii interne, se consumă și astăzi pe bătălii interne, iar pe plan extern, singurul care are activitate, pentru că ați văzut, guvernul n-a mai avut activitate externă. Eu am avut vizite, aveam întâlniri, era altceva. eram de la școala lui Adrian Stase cu vizite externe, cu parteneriate. Deci noi nu mai avem o politică externă făcută de guvern. Singurul care face politică externă e președintele și președintele Iohannis, prin concepția domniei sale, s-a axat pe ideea de Statele Unite foarte corectă a fost în vizită și, și în rest participă la Consiliile Europene. Sunt nemulțumit, nu critic, sunt nemulțumit că nu a acordat și președintele și guvernul mai multă atenție regiunii. Știu că la sfârșitul lunii februarie va veni președintele Serbiei la București și mă bucur de acest lucru și îmi doresc foarte tare să fie o vizită de succes. Însă, nu, nu facem cât ar trebui și cât am putea să facem. Toată lumea întreabă, măi, dar sunteți o țară mare, sunteți o țară importantă, de ce nu vă. De ce nu vă faceți mai mulți prieteni, în mai mulți 80, parteneri? În anii 80, Iugoslavia era sinonimă cu Occidentul în cadrul blocului estic, He, da. Belgradul era sinonim cu, nu, calul traian al Occidentului da. în, în această zonă, pe când Bucureștiul era în acea perioadă uh, similar și era asociat cu uh, dezastrul ceaușismului. Astăzi, noi am luat-o înaintea Serbiei, suntem în Uniunea Europeană, suntem în NATO, Belgradul a avut experiența tristă a războaielor uh, din anii 90. Vedeți posibil o deperiferizare a acestei zone? Păi eu vreau să vă spun că suntem într-o situație paradoxală. E așa cum spuneți dumneavoastră: România e în Uniunea Europeană, e în NATO e... și nu vine nimeni la București. Nu avem niciun fel de, ac de acțiuni pornite de România. În schimb, Belgradul, cel Belgradul bombardat <laughs> după războaie. Vreau să vă spun că urmăresc, vă dați seama, activitatea politică președintele Vucic de la Casa Albă merge la Berlin, de la Berlin merge la Moscova, de la Moscova la Beijing, de la Beijing la Ankara, de la Ankara la Roma, de la Roma la Paris. Se întâmplă multe lucruri la Belgrad, adică față de forța, să zic și economică, nu? E o mare diferență față de problemele care sunt, față de acest balans pe care Serbia îl face. Pe de o parte între lumea occidentală, Europa, America, dar și relația privilegiată cu Rusia, o relație istorică, nu? De secole cu Rusia. Cu excepția a... perioadei comuniste. Cu excepția Alitica. acelei perioade, dar e totuși. Uh, uh, Serbia e mult mai importantă decât, decât România pentru că noi nu ne jucăm cărțile. Serbia are niște cărți mai proaste decât noi pe, pe, pe politică externă și le joacă extraordinar de bine. Noi avem cărți bune și nu ne interesează să le jucăm. Cum vedeți procesul de reconciliere dintre Serbia și Albania? Vedeți posibilă o izbucnire a conflictului în Kosovo? Sau Nu trecutului sincer, sau. sincer, există în continuare politică, există declarații, există retorică, există. Campanii electorale? Campanii electorale, există uh, probleme până la urmă și cu caracter personal, pentru că uh, unii lideri politici sunt detestați, cum e premierul kosovar în Serbia, e ceva aproape irreconciliabil. Dar nu, eu nu cred că se va mai ajunge la un conflict pentru că nici la Belgrad, nici la Tirana nu sunt niște oameni de genul Miloșevici care să pună totul pe o carte pe cartea conflictului. Din potrivă, sunt niște oameni care vorbesc engleză mai bine decât unii dintre premierii noștri de trecut sau prezenți, care, repet, care au întâlniri zi de zi la nivel internațional, care își doresc să fie și sunt foarte bine acceptați. Uitați-vă, a fost întâlnirea, a fost davos nu? Vucici a fost la Davos. Nu s-a gândit nimeni că cineva din România ar trebui să fie la Davos, deși suntem o țară repede, trei ori mai mare, nu? Uh, rama merge la New York sau la Washington, la tot felul de dezbateri, la noi a fost o vizită oficială, foarte bună altfel, vizită oficială și atât, deci uh, nu, nu cred că se mai pune problema de conflict, o să vă spun un lucru așa cumva din uh, interior mie mi se pare că relația între Serbia și Croația este mult mai dificilă decât relația între Serbia și Albania, pentru că uh, acolo e și un complex de superioritate al croaților catolici E o minoritate sârbă semnificativă. Și o societate, mi mie îmi plac în primul rând, sigur, sârbi, dar îmi plac și croații la basche, că sunt foarte răi, cum se spune. Sunt. Da, acolo e o problemă. Croația a intrat în Europeană, dar cu suficiente probleme, mult mai mari decât România și Bulgaria, și cu această, această orgoliu care îi face să se certe și cu Slovenia, după cum știți. Cu problema cu, frontierei, da. da. Deci mai degrabă acolo va fi mai dificil să apară o reconciliere, dar nu se pune prezent un conflict armat. Însă nimic nu poate fi mai, cum să vă spun, 100% pozitiv pentru România decât să ai Serbia, Balcanii cât mai apropiați de Uniunea Europeană, cât mai prosperi, piață în care să meargă firmele românești, parteneri politici, că, adică nu ne, n avem nicio dispută. Cu ei avem numai interese comune, spre deosebire de alți vecini cu care, să zicem, am mai avut probleme, cum s-a spus nu cu Serbia și cu Marea, Marea Neagră. N-am fost niciodată în război și nici nu vom fi, zis. slavă Domnului! Luăm câteva minute de publicitate, revenim imediat la călătorii geopolitice. Am revenit la călătorii geopolitice, invitatul ediției noastre este domnul Victor Ponta. Domnule Ponta, rămăsesem pe malurile Drinei, cum spunea și o carte a lui Ivo Andrici, între Serbia și uh, Croația. Cum vedeți da. situația din Bosnia la ora actuală? O țară în care conflictele au fost înghețate mult timp, o țară cu un sistem politic foarte complicat și rămasă foarte haideți, mult în urmă. Pe haideți calea să ne întoarcem că da. văd că vă place subiectul, vă dați seama că și mie îmi place că îl cunosc. Um, sunt lucruri și gesturi politice pe care noi nu le urmărim, că suntem prea ocupați cu scandalul nostru de pe Dâmbovița. Săptămâna trecută, la uh, Ankara. Da, La președintele Erdogan, care este un mare campion al uh, a drepturilor musulmanilor, evident și în Bosnia. Cine a fost la masă? Președintele Serbiei Vucic și reprezentantul comunității musulmane Izetbegovic, fiul lui fondatorul. Lui, da. Lui uh, lui vă dați seama faptul că președintele Sârb și cu reprezentantul musulmanilor din Bosnia se duc și stau la masă cu președintele Turciei. Și la final ies și spun nu spun gata, am rezolvat toate problemele, dar am stat la masă, am discutat, ne dorim toți până la urmă să fie pace. E o evoluție extraordinară de la niște oameni care în urmă cu totuși cu 20 de ani s-au ucis. Și pe fondul unei relații proaste între Serbia și Turcia istorică. Da, da, Erdogan a fost la, la Belgrad, cred că anul trecut în noiembrie sau decembrie, Vucic la Ankara. Uh, mai departe uh, problema Bosniei este o problemă de funcționalitate a statului uh, Pentru că o comunitate musulmană care crește în primul rând demografic A depășit 50% de curând A depășit 50% și crește demografii naturale Este sprijinită nu doar de Turcia De Arabia comunitatea, de Iran. comunitatea da. musulmană și de fapt este singura, să zic în centrul europei, că totuși sunt mai în centru decât noi, singura comunitate musulmană consistentă. Ai uh, Republica Sârbsă uh, care este legată natural, ombilical de, de Serbia. În la urmă cum sunt serp, serp, retrogradă sau sunt sârbi și știți cum sunt chiar mai mult decât noi cu Republica Moldova. Sunt uh, cu un lider, uh, domnul Dodic, care uh, pentru din considerente politice folosește o retorică extrem de naționalistă, dar altfel e o persoană foarte pragmatică. Și ai o comunitate croată din ce în ce mai mică, în care majoritatea, în special a tinerilor, pleacă. Pe bună dreptate, ca să zic așa, pleacă din Bosnia, se duc în Croația sau se duc în Europa și au cetățenie uh, croată, și care, practic, într-un termen de 10-15 ani, nu va mai reprezenta decât o chestiune uh, istorică. Ex, istorică. Uh, un stat deja divizat în trei, cu niște comunități etnice și religioase diferite, nu doar etnice. Um, da, da, Croații catolici, sârbii ortodoxi și bosniacii musulmani, care au, exact, care au totuși părinți care au luptat unii împotriva altora. Nu e vorba de străbunici. Părinți. E vorba de părinți, da? Um, e foarte greu să o faci o stat, un stat funcțional. Și aici, din punctul meu de vedere, uh, dincolo de capacitatea politică a liderilor croat, uh, sârb, uh, turc, mm. <laughs> albanez, rolul Uniunii Europene de a veni și a le spune, uite, dacă vă certați, noi ne dăm deoparte treaba voastră. Dar dacă nu vă certați, dacă trăiți împreună, investim bani și o să aveți locuri Argumentul de mâncă, aia e singura soluție. Aceea e, într-adevăr, singura soluție pe termen lung. Însă vă spun, eu, eu, care cunosc zona balcanică și cunosc istoria, ca și dumneavoastră, dacă mi-ar fi spus cine anul trecut să-i văd la, la cină pe Erdogan cu Vucic și cu Izetbegovic, aș fi spus wow, extraordinar, ce lucru Important, și s-a întâmplat și s-a întâmplat, întâmplat pozitiv și n-a murit niciunul când s-a întors acasă și din potrivă. Până la urmă toată lumea înțelege că un conflict e de favoarea tuturor. Va recunoaște Serbia vreodată Kosovo? <laughs> Asta e o întrebare la care nu știu să răspund. Credeți că în viitorul apropiat e posibil lucruri acesta în 10-20 de ani? Și aici cred că cea mai pragmatică și realistă abordare. Este aceea Comisiei Europene care a zis: Veți intra împreună în Europeană. Și s-ar putea, putea ca la un moment dat, pentru sârbi, care sunt o generație seamănă foarte tare cu. mă rog, sunt mai ambițioși decât românii, dar altfel generația tânără, e o generație care. Se desparte de trecut? Da, se desparte de trecut. Au și, totuși 18 ani cei care s-au născut după război. Și își doresc, ca și tinerii din România, își doresc ceea ce înseamnă Occidentul. S-ar putea la un moment dat să se poată accepta într-un fel, la, în acest fel, domnule, uite, intrăm în Uniunea Europeană, intrăm împreună cu Kosova, dar intrăm în Uniunea Europeană. Uh, nu e o chestiune ușoară. Uh, celelalte țări, de exemplu Spania, uh, Spania nu va recunoaște niciodată Kosova din cauza problemei Catalunii. cu Catalunia, da? Slovacia, România din cauza problemei maghiare? Da, eu cred că noi și cu Slovacii suntem în altă situație și exagerăm. Cipru, de exemplu, Grecia și Cipru, problema Ciprului de Nord. Dar vedeți și aici, de fapt, e marea problema a politicii internaționale care, sigur, ține cont de realități și nu de principii. Ai recunoscut Kosovo, dar nu recunoști Catalunia sau Crimea. Ai probleme când când aplici și un subiect ferința. încă sensibil și va rămâne un, un subiect sensibil și dar dar nu există aici decât soluții pragmatice și eu eu întotdeauna asta mi-a plăcut la liderii actuali din Serbia că sunt niște oameni foarte pragmatici. pragmatici și foarte deștepți foarte bine pregătiți și vă spun și o spun cu durere în suflet, că eu tot român, rămân și român o să, o să mor. Când văd săptămâna trecută că președintele Serbiei la Davos și primul ministru al Serbiei, doamna Bărnabic, este la clubul Bilderberg, invitat special. Dați vă să fiu invidios pe Serbia. Cum vedeți sau cum a primit societatea sârbă faptul că o persoană aparținând minorității LGBT este prim-ministru? A apărut un. Uh, Serbia e o țară chiar. și ortodoxă, mai religioasă decât România, da. da. Și este uh, premierul Serbiei, doamna Bârnavici, oficial uh, aparținând comunității uh, LGBT. Este apreciată și face treaba foarte bine ca prim-ministru, se înțelege bine cu președintele, uh, câștigă alegeri uh, și face treabă Pentru. Uh, eu, eu ce vreau să vă spun, că aici ne întoarcem la chestiuni sensibile pentru România noi suntem în stadiu în care ne ocupăm de referendumuri acum de interzis n-ar trebui să ne preocupăm să avem un prim-ministru cât mai bun și rest poate să facă ce dorește în viața privată decât să fie așa să își facă 10 cruci să pupe 10 moaște și după aceea să fure cu trei mâini sau să nu fie în stare să vorbească nici limba română bine. Îmi pare rău, repet, răm, sunt român și rămân român, dar nu înseamnă că nu văd cu unde greșim și sau trebuie să tac din gură doar ca să nu se supere unii sau alții. Domnule Ponta, cum vedeți problema minorității românești din Serbia, minoritatea românească din Banatul Sârbesc pe de-o parte și minoritatea vlahilor din Timoc? Să le spunem românofonii, vlahi din Timoc. s -au făcut progrese? vă mulțumesc că m-ați întrebat pentru că e un subiect care mă preocupă foarte tare. L-am abordat și când eram prim-ministru, acum cu atât mai mult ca mai mult timp, ca să spun așa. Este o diferență între, între situația românilor din Banatul Sârbesc, Voievodina, acolo Chiar nu sunt probleme în sensul în care uh, nu doar că e integrată comunitatea și are toate drepturile pe care și sunt le dorește. și în limba română. Uh, da, e și știți cum e, la doi pași de Timișoara am mai deschis, acolo am făcut un singur lucru pe care cred că îl doreau oamenii, uh, am făcut știți, să intră cu buletinul nu mai e nevoie de pașaport și am mai deschis patru puncte de frontieră deja practic, cum să vă spun, nici nu vă dați seama când treceți dinspre, dinspre Timișoara spre Vârșeț mă rog, așa sunt niște polițiști care își un buletin acolo e o situație problema românilor din, din, din Timoc e un pic diferită și e un pic mai complicată pentru că sunt și probleme de natură religioasă apropo de neînțelegerile cu Biserica Ortodoxă Sârbă care nu i acceptă pe preoții noștri Uh, e o comunitate mai mică, dacă vrei să faci uh, școli s-ar putea să nu găsești suficienți, uh, suficienți copii pentru asta uh, nu -a, și a fost și diviziunea aceasta Între cred, filo români și filosofi uh, Nu, uh. Și, dar nu sunt români, sunt vlahi, dar vlacul e român sau uh, o chestiune și niște lideri, uh, unii dintre ei de foarte bună credință și de mare valoare, alții doar populiști unde greșește Rom? De ce vă spun că m-am preocupat? A fost prima dată, i-am și spus, atunci era premier Vucic, nu era președinte și am zis, uite, te rog și eu ceva. mergem împreună până la, la Bor, cred că am fost, nu la Zaiciar. mergem la Bor să ne vedem cu comunitatea. Da, ne-am suit în elicopter a doua zi și cei doi premieri, prima și ultima dată în istoria României, ne-am dus să ne întâlnim comunitatea. N-a fost neapărat o experiență fericită, de ce? Pentru că nici ei nu aveau cultura de a discuta cu cei doi premieri și a fost așa un fel de hărmălaie, o ceartă, dar oricum. Da. da, dar da, s-a da, făcut un pas uriaș. S-a spus, uite, domne, cei doi premieri aici, prieteni, stau de la masă și vă ascultă problemele. N-am tras multe concluzii, dar am făcut niște pași înainte. Din nou am discutat cu doamna ambasador, cu cei de la ambasadă și ei s-au schimbat. Știți că avem consulat la Zaiciar. Ce ar trebui să facă România și nu face? Și ce face România și n-ar trebui să facă? Din când în când, niște politicieni în România se duc până acolo, țin un discurs așa, oarecum naționalist, da, sunteți asupriță, care important este să se transmită acasă în România, se întoarce la București, că ați văzut ce ne-am luptat pentru cei de acolo. Nu-i ajută cu nimic mai mult, îi încurcă și și stârnesc păsări. Ce nu facem pentru cei de acolo și ar trebui să facem? Plătim și bine facem. Plătim atâția profesori români care sunt merg în Italia și în Spania. De ce nu plătim uh, profesori români care să meargă? E aproape, cred că am găsit o mulțime de profesori din Banat care merg cu mașina o oră, două sau... Uh, de ce nu încercăm să schimbăm legea apropo de cetățenie? Cum o facem pentru cetățenii moldoveni, am putea să o facem și uh, față de respect. Să aibă la cetățenie, nu să renunță la cea sârbă. Sârbii nu cer renunțarea la cetățenie de ce nu facem proiecte concrete în primul și în primul rând de burse? Eu nu cred că trebuie să vină toți copiii români vlahi din acea zonă la București, sau, dar la Timișoara pot să meargă foarte ușor. Deci în loc să facem lucruri, am pornit niște proiecte concrete, dar s-au cam oprit. Din când în când cât un politician de la București care habar n-are exact nici unde e Zaiciar, unde e Boru, unde și cât să, se duce, ține un discurs așa foarte naționalist că dă bine la București, și pleacă și oamenii rămân la fel. Sârbii sunt oameni uh, foarte buni la suflet, dar și foarte pătimași. Dacă i-ațiți, uh, poți să-ți stârnești reacția negativă. Eu sper, o să și vorbesc cu un nou ministru al uh, românilor de pretutindeni, uh, fosta mea colegă de la PSD, și sper ca să facem un, sau să continuăm o strategie mai 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 uh, uh, serioasă pentru ei. Știți care e problema? Ei nu votează neavând cetățenie română. și atunci nimeni nu-i interesat de ei. Hai să mergem în Spania acasă, acolo se votează, hai să mergem în Italia, în Italia ceea ce e corect, nu e nu greșit. Dar de ce să mergem că nu votează, nu obținem voturi? Ori, dacă gândești așa, nici nu o să îi sprijin vreodată. Domnule Ponta, Serbia a ales, cel puțin după anii 2000, neutralitatea din punct de vedere militar. Ar fi o premieră în centrul și estul Europei, în toate țările ex ca o țară să adere la Uniunea Europeană fără a adera la NATO. Repet, dintre țările da. uh, ex-comuniste. Desigur că există trauma din anul 2000, acolo unde nu sunt încă văducători, există da. uh, o rană încă deschisă. Vedeți posibil o aderare la NATO a Serbiei în următoarea perioadă, în următoarele decenii? Nu, foarte curând nu. Pe de o parte vreau să vă asigur de un lucru, nici Muntenegru nu s-ar fi integrat în, integrat în NATO atunci. dacă Serbia n-ar fi fost până la urmă de acord, adică dacă Serbia chiar vrea să se opune, are instrumentele în Muntenegru de a se opune, nu s-a opus. Pe de altă parte, Serbia are o experiență, sigur, ați pomenit-o și dumneavoastră tristă, apropo de NATO și de bombardamente, dar are și o experiență pozitivă și istorică de relația cu Rusia. Și atunci, acest, acest balans între, între NATO și Rusia din punct de vedere militar. E suicidal sau e câștigător? Dacă mă întrebați pe mine, e un lucru bun ceea ce fac, și anume integrare în Europeană, relații bune, nu tensionate, am cu NATO vorbi și cu Rusia. Am putea vorbi în viitor de, Rusia, de Serbia ca fiind un cal troian al Rusiei? Nu, în niciodată. European? Asta e o prostie și am încercat și le-am explicat multor prieteni americani sau europeni care îmi spuneau, domne, Vucic e pro-rus. Și am zis, uite, să vă explic un lucru. Sârbii toți sunt pro <laughs> Nu sunt nici pro ruși nici pro-americani, nici proromâni. Sunt pro -sârbi. Sunt un popor care sunt foarte mândru și de-aia cred că ne și plac nouă și sunt foarte mândri. Ei sunt pro -sârbi mai mult decât suntem noi pro-români. Știți, sunt foarte mândri și uh, nu, nici, o, nici poveste. Nu va fi calul troian nici al uh, Rusiei, dar nici nu va fi un aliat așa de cuminte și de drăguț cum e România, care uh, cumpără armament, face tot ceea ce se spune. Uh, până la urmă, pentru NATO și pentru Uniunea Europeană, o Serbie integrată în Uniunea Europeană dar cu un statut de neutralitate sau mai bine zis de relații foarte bune și cu NATO și cu Rusia o punte de legătură poate fi foarte bună sunt convins că ați văzut acel film din ultimii ani știți cu podul unde se întâlneau la Berlin o să vedeți că Belgradul va fi important unde, ceea ce era unde se vor întâlni uh, în da, mult, mult, mai mai mult, mult mai mult decât atunci pentru că, hai să fim realiști, acum suntem din nou într-un război rece. Adică relația Statelor Unite cu Rusia s-a degradat din nou la un nivel, nu mai știu, oricum poate comparabil cu cel de dinainte de 90. Ai nevoie de punți de legătură. Iar, iar Serbia, repet, integrată în Europeană, cu o relație foarte bună cu NATO dar și corelație istorică și tradițională cu Rusia, poate fi un avantaj pentru toată lumea. Ei, cum să vă spun, pentru Serbia e bine ceea ce se întâmplă acum. S-a discutat în ultima perioadă în presa occidentală despre influența nefastă politică a Rusiei la Belgrad. Există această influență? Cât este ea este de mare? Este o propagandă. Nu, nu este. Întâmplător îi cunosc, repet, pe lideri de la fostul președinte Toma Nicolici, care era un prorus din convingere, nu Și un naționalist de anii 90. Da, da, un prorus din convingere, nu era că l-a cumpărat Rusia, chiar, chiar credea în relația asta. Și iată, nici n-a mai candidat pentru al doilea mandat, a venit Vucici care este un nu e un antirus, dar este un pro-occidental, este prieten cu Angela Merkel, merge la uh, ai un ministru de externe, domnul Dacici. Uh, care joacă această carte a prorusiei și care a, a pro -Rusiei. Tot, tot din Partidul Socialist al lui bineînțeles și pentru electoratul lui și pentru, joacă foarte bine această carte Dai un prim-ministru, doamna Bârnabici care este cu școala și cu inima și cu gândirea și cu tot în America și în uh, uh, deci repet, cum vedeți acest balans și acest, uh... Domnule, sunt extraordinar de deștept. sunt mult mai deștept decât noi pentru că poți să aibă un președinte pro-occidental, dar care are relații bune cu toată lumea, și cu Putin, și cu Erdogan, și cu uh, Trump, și cu Merkel, au un prim-ministru evident pro-american și pro-occidental și pragmatic, și care aduce investiții, și care orice firmă multinacională zice, da, vorbim cu Bărnabici, ok. Ai un ministru de externe care e foarte iubit la Moscova și care din când în când, când e cazul, face el niște declarații, fie că e vorba de Kosovo, de Croația. Uh, E o țară mică care a trecut prin foarte multe necazuri uh, și, care are acum, sărăcia, și care acum are un grup, are o clasă politică, îmi pare rău să o spun, mai educată și mai pragmatică și mai eficientă decât a noastră. Foarte scurt înainte de publicitate, cum vedeți opoziția sârbă astăzi? Partide, care dominau, partide care dominau cândva scena politică abia dacă reușește să ia 5-7%. Da, eu am rămas în relații bune și cu fostul președinte Tadic. Îi mai cunosc în acest moment, sigur, opoziția. Știți, e și greu să faci opoziție. Dacă să spui că ești pro-occidental, dar ce toată ziua se întâlnește cu Merkel și eu. să spui că ești pro-rus nu merge. <laughs> practic, de-aia de de vă spuneam acest peisaj cu președinte, prim-ministru, ministru de externe, practic au cam ocupat tot, tot ce înseamnă spectru și internațional și național. Atâta timp cât economia merge bine, atâta timp cât apar noi investiții, atâta timp cât serbii merg în Europa fără viză. E greu să le spui altceva. Nu au uh, probleme de corupție. Împotrivă, fostele guverne au fost acuzate de corupție, a fost unul de motivele pentru care Vucici a câștigat. E greu să fii în opoziție. Câteva minute de publicitate, revenim pentru ultima parte a călătoriei geopolitice. Ne-am întors la călătorii geopolitice, astăzi alături de noi, domnul Victor Ponta. Domnule Ponta, în anii 20, în viitorul, în următorul deceniu, va adera Serbia la Uniunea Europeană? Da, cred și sper că da. Sigur, președintele Juncker a vorbit de 2025. Albania va începe negocierile de aderare în curând? Da, și e bine să se le înceapă și cred că Albania va fi pregătită, la fel ca și Serbia în următorul deceniu pentru uniunea europeană și în avantajul nostru. Dacă vă uitați pe o hartă fără să fiți mari, mari specialiști în geopolitică, îți dai seama că totuși Uniunea Europeană are un gol rămas acolo între Grecia, Bulgaria, România și rămâne un gol. Pentru Uniunea Europeană, umplerea acelui gol ar fi un lucru strategic foarte bun și pentru oamenii care au trăit acolo, da, până la urmă Uniunea Europeană înseamnă reguli, înseamnă bunăstare și înseamnă pace. Lucru cel mai important pe care nu l-au trăit acei oameni în ultimii 2000 de ani. Și cum vedeți, Bosnia se va integra în NATO? Așteaptă membership action plan -ul? Probabil că da. Probabil că da. Până la urmă, repet, din punct de vedere strict strategic și militar, nu era că Muntenegru va schimba balanța sau uh, nici Bosnia nu va schimba. Însă, da, are aceste legătură. Acolo însă mai sunt niște lucruri care par atât de mici, dar de care se împiedică toată lumea. Macedonia cu Grecia. Da, cum să se, cum cum se numească? Cum vedeți faptul că la ora actuală negocierile progresează. Sau cel puțin parcă progresează? Se pare că progresează. Vedeți dar... o soluționare a conflictului? Mie mi se pare că dacă oamenii nu se gândesc la voturi și la o retorică care zău, mi se pare total depășită ar trebui să o rezolve într-o zi ca să vă spun așa. Și adică... totuși Macedonia un stat mic cu probleme multe, o minoritate albaneză de peste 30%, gândiți-vă că a reușit în ultima perioadă să răstoarne sau să dărâme un regim liberal sau cu tendințe iliberale. E adevărat, a și fost sprijinită și e bine acest lucru, însă da, sper să se rezolve și problema Greciei cu Macedonia, adică să stăm toată Europa blocată în unde a fost Alexandru cel Mare și, și cu ei aparține cred că e o chestiune pe care știți cum, e ca și când acum ne-am apucat noi să ne retragem ambasadorii că nu știm dacă a fost Matei Corvin sau uh, Matea și uh, Iancu de Cunedoara a fost, noi zicem că a fost român <laughs> Maghiari zic că a fost, hai bine ok, fiecare o ține pe lui, dar asta nu înseamnă că blocăm niște lucruri importante uh, da, eu, eu spun încă o dată, pentru România și pentru Uniunea Europeană să rezolve problema Balcanilor de vest ar fi un uriaș avantaj și după aceea poate putem în sfârșit să ne concentrăm, să trecem de această criză și să ne ocupăm de ceea ce e și mai important și anume Moldova, Ucraina. Și când nu o să mai fi, avem noi nicio graniță a Uniunii Europene, o să ne, în afară de Marea Neagră, sigur, o să ne fie foarte bine. Această regiune a Balcanilor de vest, Gândiți-vă că la începutul secolului al XX-lea a provocat un conflict puternic, chestiunea macedoneană, cam, două războaie, cam tot două războaie balcanice da. și primul război mondial, prima conflagrație mondială a apărut ca urmare a da, atentatului de la Sarajevo. Deci o regiune și, periferică, dar generatoare de conflict bun. în Europa. Da, și fac o paralelă. Atâtea războaie de-a lungul secolelor și atâtea milioane de oameni au, au început murit în Franța și în din Gere. cauza Alsacei și Lorenei, exact. da? Domne, și-au rezolvat-o. Două țări mari, mândre, naționaliste, da? Nemții cu francezi au reușit să rezolve problema al cu Lorena. Gata, haideți! de model de coabitare extraordinar. La mitier. Și să nu putem să o facem în Balcanii de vest, Sigur că se poate. Și realmente e și un moment în care liderii politici și eu totdeauna pun accentul pe Belgrad și Tirana, că de fapt aia e axa cea mai importantă, au capacitatea ei ca persoane să-și au viziunea a ceea ce trebuie făcut. Sper să îi ajutăm și sper, eu tot trag spuza pe turta noastră, sper ca România să nu stea așa ca spectator, vorbim de vecinii noștri, Poate nu vorbim România de Africa. Sau de democrație? De... România, eu personal, și bun în calitatea pe care am avut-o, nu eu, pe persoană fizică. Deci atâta naveta am făcut între Vuci și Rama, atât am încercat să le spun, atâta le-am arătat, au fost amândoi la București, au, am fost în Delta împreună. Uh, cum să nu te implici România? când, repet, toți cei din zonă au o părere bună despre noi și noi nu avem niciun conflict cu niciun, avem numai interese comune. Să stăm să ne uităm ca și când ar fi vorba de Africa sau de Asia, nu, mai sunt vecinii noștri. Regret că nu ne implicăm mai mult și poate totuși, nu știu, poate au de cineva emisiunea noastră și face mai mult în perioada următoare. Pe scurt, în ultimele 5 minute ale întâlnirii noastre, Belgradul se afla cândva la porțile Europei, pe frontiera cu Imperiul Habsburgic. Avem 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial. Relațiile dintre Ungaria și Iugoslavia au fost mereu foarte complicate, au fost întotdeauna Dar acum complicate. Sunt foarte bune. Vedeți uh, voivodina ca fiind un model de coabitare uh, între minorități? Nu pot eu să dau note. Pot să vă spun doar că în acest moment și în ultimii ani, de fapt, relația Ungaria-Serbia care a fost complicată de problema Voivodinei este o relație excelentă. Uh, și politic. Dacă nu mă înșel, în campania de anul trecut, a, campania electorală a lui Vucici, ministrul de externe, Sierto, a fost în campanie și a făcut campanie electorală. Știu că eram și eu acolo și de asta. Construiesc împreună calea ferată rapidă cu China spre supărarea Comisiei Europene, evident, care nu-i de acord, dar... Aș vrea să am și o cale ferată București-Budapesta-București-Belgrad, cum o fac ei și cu chinezii sau București-Chișinău aș vrea să o am. Uite ei o fac, chiar dacă sigur comisia e supărată că o fac cu chinezii, autostrada mai le trebuie câțiva kilometri. Vedeți că și aici un pericol pentru România, pentru că e, deja autostrada este Istanbul-Sofia Istanbul, este făcută, Sofia-Belgrad va fi gata, când se închide și Belgrad-Budapesta, o să vedeți că cel puțin mai marile căi de transport rutier vor ocoli România și asta nu e un lucru care ar trebui să ne bucure. Cum vedeți implicarea Turciei în politica Balcanilor de Vest, ținând cont și de aceste minorități musulmane foarte puternice? Avem pe de-o parte Kosovo, toate moșteniri ale Imperiului da. Otoman și Bosnia. Și atenție, în Bosnia, de exemplu, în timpul Imperiului Otoman și după aceea, musulmanii reprezentau o elită comercială, o elită financiară. Categoric, Turcia va rămâne cel puțin în perioada vieții noastre cu nostalgia Imperiului, cum e și Rusia, cum sunt, na, marile imperii rămân cu această chestiune. Um, de aceea mi s-a părut extraordinar întâlnirea Erdogan-Vučić-Izbegović. Uh, și Rusia, uh, Tur Turcia poate fie să joace un rol pozitiv, adică să sprijine financiar investițional dezvoltarea zonei. Și sigur va cere partea de respectare de conservare a tradiției musulmane, fie poate sigur să pună gaz pe foc dacă lucrurile. Dar altfel interesul Turciei va rămâne în continuare, care are destule probleme la granița din sud, după cum vedeți, cu Siria, cu uh, să aibă prieteni în zonă și uh, dacă cu Bulgaria relațiile și deci cu Grecia vor fi au tot fost timpul tenționate. Și acum de... sunt complicate. Și în Bulgaria este o minoritate puternică turcă. Bun, cu Grecia, după cum știm istoric, e o problemă care probabil va mai lua ceva decenii pentru a se rezolva. Uh, nu, a, 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 repet, dacă această întâlnire nu avea loc, aș fi fost mai sceptic, dar Al uh, sunt optimist. Albania a avut o tradiție seculară puternică, de foarte multe ori nefastă, nu? albania Hoge a fost primul stat... Ateu da, e din e lume. o țară, din tot ce am vizitat, că merg des, da? vă dați seama, e o țară uimitor pentru mine de nereligioasă. După cum probabil știți, premierul e creștin, soția este musulmană, părinții sunt Adică Zona asta deci, poate deveni nu. un model de coabitare? Vă temeți de uh, o recrudescență sau de o apariție de inflamare? de o radicalizare a islamului în această zonă? Nu, asta cred că este o, o poveste unde un, adică comunitățile istorice musulmane, da. cum e și cea din Dobrogea, eu nu cred că există niciun fel de pericol și nu vor fi radicalizate niciodată. Ce se radicalizează sunt comunitățile noi musulmane din marile orașe Paris, Berlin, Bruxelles, Londra ori acolo e o altă problemă și. Deci și, la, și la 2, dar comunitățile generație. istorice nu. Nu o să vedeți teroriști și luptători în Siria, nici din Dobrogea, nici din zone tradiționale. În schimb, noile generații, cei care au emigrat, cei care se simt respinși, acolo, după cum ați văzut, problemele sunt uriașe și, și nu cred că le știm să le rezolvăm în Occident. Și lumea balcanică a fost o lume colorată, o lume în care minoritățile cele mai diferite s-au tolerat Bine întotdeauna țeles, erau și zone în care creuzet, lucrurile s-au complicat. Până la urmă, Ataturk s-a născut la Salonic. Deci, sunt lucruri, oamenii s-au obișnuit să trăiască împreună. Repet, dau exemplu fericit al Dobrogei noastre, unde chiar nu cred că cineva poate să spună că e vreo nu, problemă religioasă. De... Deci, nu de acolo pot apăra problemele și sper ca și în România și în Serbia și uh, discursul ăsta a preluat uh, aholeu, vin uh, musulmanii și o să minciunile astea pe care le-am auzit de la niște populiști și în România din păcate populiști de genul Băsescu vin musulmanii și ne fac nu știu ce uh, nu poate decât să nu există această problemă în România și e bine să nu ne -o creăm singuri. Așa cum spunea scritorul albanez Ismail Catare, popoarele balcanici au fost ținute la oaltă de ideea antiotomană, de lupta antiotomană, când Imperiul Otoman n-a mai existat, au început să se lupte între ele, Cu poate că acum ideea europeană va readuce la oaltă într-un model de reconciliere. Din punctul meu de vedere, asta este deocamdată singura soluție și anume Uniunea Europeană să le spună, opriți orice fel de conflict, înțelegeți-vă și veți fi în Uniunea Europeană. Și atunci eu cred că toate mințile luminate din toate țările și de toate religiile din zonă vor merge pe această viziune. Domnule Ponta, vă mulțumesc foarte mult mulțumesc pentru că participarea întrebat, la sunt călătorii geopolitice. Rămâneți alături de RFI până săptămâna viitoare. La revedere!